leave it there. Limit de când e timp de la infinit, din 3 la n plus a la n. 3 la n plus a la n. Supra 3 la n plus 1. 3 la n plus 1. Plus 4 jos. Plus 4. Așa. Atât, da? Da, scalpul ăsta. Idei. Păi trebuie să vedem dacă... Să vedem la care este mai mare la 4 tot la N. Eu așa bănesc 4 tot la N. Plus 4 e separat. Sau cred că... Da, plus 4 la N. 4 la N nu ar avea niciun rost. 4 și-l aruncat acolo. Da. Ca să fie că ești frumos, așa. A, nu, de fapt, am două. Ăsta era alt text. Deci, am unul doar plus 4 și unul și cu 4 la N. Ăla cu plus 4, nu știu. Asta cu 4 simplu? Da, și după am 4 la N la fel. Hai să vedem ce idee aveți voi. Să vedem dacă A este mai mare sau mai mic decât 3 și să vedem pe cazuri. Adică dacă este mai mic decât 3, scoatem pe 3 la N. Da, dacă e mai mare, scoatem pe A la N, da? Deci așa începem. Cazul 3. Dacă A e mai mic decât 3, da? Atunci vom avea, rezultă, limită pentru n timp de la infinit, din, scoatem pe 3 la n factor, 3 la n pe lângă 1 plus a pe 3 totul la n, da, totul la n într-o paranteză, supra, jos scoatem 3 la n plus 1, 3 n plus 1, sau 3 la n ca să vă fie repede la simplificare, și vine 3 plus 4 pe 3 la n. Nu? Și 3 la n pe 3 la n se termină și face 1 pe 3. Că a pe 3, a pe 3 la n, da, e subunitar, un număr subunitar la infinit, face 0. Dacă a egal chiar cu 3, atunci avem limită pentru n timp de la infinit, din 3 la n plus 3 la n, supra 3 la n plus 1 plus 4, și ne dă mai departe, limită din 2 ori 3 la n, supra 3 la n ori 3, 3 la n cu 3 la n se duce și face 2 pe 3. Dacă, cazul 2, cazul 3, când a e mai mare ca 3, atunci avem limită pentru n timp de la infinit din spate pe a la n acum, da? A la n pe lângă 3 pe a, totul la n plus 1, supra 3 la n, plus 1, hai să zic, 3 la n plus 1, pe lângă 1 plus 4 pe 3 la n plus 1. Și cum a e mai mare ca 3, vine a pe 3 tot la n. La n va fi 3 pe a tinde la 0. A pe 3 pe a tinde la 0 ăsta. Da. Ăsta tinde la 0. Și rămâne a supra 3 la n ori 3. Da. Deci limită din a pe 3, totul la n, ori 1 pe 3. Nu. Păi a-ul cum este? Mai mare ca 3. Supraunitară. Și la infinit face infinit. Da. Deci va face infinit. Asta a fost cu limita care mi-ai cerut. Acum, cealaltă în care să zici și 4 la n, ai zis, da? Dacă zicem 4 la n, atunci apare altceva. Adică să preia, dar trebuie o discuție mai laborioasă. Cum zicem acolo? Care sunt cazurile? Care credeți că sunt cazurile? În situația aceea. O să am
Cazul 1. Bun. A mai mic ca 3. 2. A egal cu 3. Cazul 3. A cuprins între 2, între 3 și 4. Între și 4, la ien acolo. 3 și 4. Cazul 4 A egal cu 4. Și cazul 5 A mai mare ca 4. În primul caz, avem limită pentru e întinde la infinit, scoatem pe cine scoatem acum? Pe 3 la n. 3 la n, da? Pe, 3 da. La n, da? Și vine că 3 la n plus a pe 3 tot la n. Pe lângă 1 plus a pe 3 totul la n. Și jos pe cine scoatem? 4 la n. 4 la n, că l-n e mare. Deci jos 4 la n. Pe lângă 3 la 3 la 3 pe 4, 3 la n. 4 la n, ori 3. Ori 3. Plus 1. Nu? Așa pe da. Și egal cu, aici pot să spun 3 pe 4 tot la n. Deci limită din n tinde la infinit din 3 pe 4 totul la n. Ori limita cealaltă. 1. Asta îți duce la 0, nu? Asta îți duce la 0. Și rămâne 1. Ori 1. 1 pe 1, 1. Da. Ori 1. Și face 3 pe 4 la n. Infinit face? 0. 0 pe 3. E tot sub unită. A, da. Cazul 2. A egal cu 3. Și atunci ne obținem limită pentru n tinde la infinit din, în loc de a până în 3, deci vine 2 a 2 ori 3 la n supra, jos scoatem 4 la n ca și altă dată. 4 la n pe lângă 3 pe 4 tot la n ori 3 plus 1 și face tot 0, va veni, că va veni limită pentru e întinde la infinit din 3 pe 4 la n ori 2 supra 3 pe 4 la n, ce știm că face și face tot 0, da? Aici la face 1 face 0. Deci aici aș zice cazul ăsta a mai mic egal decât 3. Da? Poți să spun așa, a mai mic egal decât 3, să fie prin și cazul în care a egal cu 3. Că tot 0 este. Să zicem acum cazul celălalt. Când a e cuprins între 3 și 4. Avem limită pentru e întinde la infinit. Din, scoatem pe a la n acum, nu? Da. A la n pe lângă 3 pe a totul la n plus 1 3 pe a totul la n plus 1 supra, jos pe cine tot? Noi scoatem totdeauna pe 4 la n. 4 la n pe lângă 3 pe 4 la n ori 3 plus 1. Și egal cu, aici vine a pe 4 la n. Și cum au mai mică 4, face și ăsta 0. Da? Face 0. Oriceva face 0. Da. 0, da? Chiar și egal aici. Tot 0 face, vezi? Da. Când luăm a mai mare ca 4, atunci apare limită. Din a la n scoatem, pe lângă 3 pe a totul la n plus 1 și jos 4 la n pe lângă 3 pe 4
la n ori 3 plus 1. Și vine a pe 4 la n. Păi a este mai mare, este supra unui. Tare. Dacă a. Și asta duce la 0, asta duce la 0, rămâne 1. Infinitor 1. Da. Infinitor 1 egal cu infinit. Da. Deci face fie 0, e infinit. O singură dată. Poftim altul. Deci să calculăm, dividăm. Deci nu mai infinit. Limită. Cum ai zis? Deci limită când e limită mai infinit. Din suma. Limită, între n de la infinit, din? Suma la care la suma la n, din 1 supra k pe lângă k plus 1. 1 supra k pe lângă k plus 1. Egal cu limită infinitii de la infinit din, deschidem, nu, sumă, sumă. Hai să luăm 1 pe K pe lângă K plus 1, să scriem așa. 1 pe K pe lângă K plus 1. Eu zic că este 1 supra K plus 1, minus 1 pe K. Ia să văd dacă este corect. Aduc la aceeași mitos, vine K minus K, nu-i bine. Când dăm 1 pe K minus 1 pe K plus 1. Ia să văd dacă aduc la aceeași mitos. Vine acum ce? K plus 1 minus K totul supra K pe lângă K plus 1. K și K se reduc. 1 supra K pe lângă, e bună treaba asta, da? Da. Deci am zis sumă la K egal cu 1 până la n din 1 pe K minus 1 pe K plus 1. Și dăm K valori. Să vedem ce se întâmplă cu suma. Să o desfășurăm. Da. Și face 1 limită pentru n tind de la infinit din 1 pe 1 minus 1 pe 2. Asta pentru K egal cu 1. Plus K devine 2, 1 pe 2. Minus 1 pe 3, asta când K-ul este 2, plus 1 pe 3, minus 1 pe 4, când K-ul devine 3, plus și mai departe, plus punctul punctul, în sfârșit K-ul devine N, nu? Când limita superioară, 1 pe N, minus 1 pe N plus 1. Minus 1 pe 2, cum pe 2, minus 1 pe 3, cum pe 3, minus 1 pe 4, 1 pe 4, 1 pe N, minus 1 pe N, și e egal cu limită pentru n tind de la infinit din 1 minus 1 pe n plus 1, nu? Că a rămas primul și ultimul. Da. Da. Aduc aceeași metodă și egal cu limită pentru n tind de la infinit din n plus 1 minus 1 n pe n plus 1. Da. Și cât face limita asta? Așa, pe n, de da. Jos? Da. 1. 1, da. Limita egal cu 1, mă, gradele sunt egale. Simplu. Da? Altă limită? Limită, să spun, așa din sumă. Limită? Din sumă de la 1 supra... De la K egal cu 1 până la n. Din 1 supra 2K minus 1 până de 2K plus 1. 2K minus 1, pentru că 2K plus 1. Trebuie să vedem dacă suma asta e calculabilă. Și luăm deoparte 1 sub termen de sub sumă, să-l aranjăm. 1 supra 2K minus 1 pe lângă 2K plus 1 egal cu, nu știu ce să spun sus, ce spun jos. Să spun. Pun așa, un A pe 2K minus 1 minus
B pe R supra 2K plus 1. Deci vedeți că nu știu ce... 2, eu știu cred că... Să vedem, am duc la aceeași numitoare. Deci egal mai departe, am plicat aici cu 2K plus 1. Aici cu 2K minus 1. Și va fi egal mai departe cu A2, 2KA, 2KA, e bine, nu? Plus, 2, da. Plus A. Și mulțesc. Minus 2KB. Plus B. Totul supra. 2K minus 1. Se lângă 2K plus 1. Și egal cu. O să organizez după K. Deci vine 2K pe lângă A minus B. Plus A plus B. Totul supra. 2K minus 1. Pe lângă 2K plus 1. Și egal mai departe. A minus B trezează 0. Trebuie să fie egal cu 1 supra. Da. Adică A minus B trezează 0. Asta trebuie să facă 0, că altfel rămâne ca U. Și A plus B trebuie să facă 1. Deci e egală mai, ca să înțeleagă toată lumea. Deci 1 supra 2K minus 1. Lângă 2K plus 1. Echivale, cum am spus, numitorii sunt egali, observați. Deci numărătorii trebuie să fie egali. Da. Adică 2K pe lângă A minus B plus A plus B trebuie să fac 1. Asta dacă și mai dacă. Coeficientul lui K să fie 0. Da. Deci înseamnă că K trebuie să dispară și înseamnă A minus B egal cu 0. Și termenul liber A plus B trebuie să fie egal cu termenul liber de aici, cu 1. Dacă nu s-a înțeles aici, mai insist. Deci, vedeți, toată chestia asta trebuie, putem să-l gândim ca un polinom în K. K ori 0 plus 1. Da. K ori 0 plus 1. Și atunci, coeficientul K de aici A minus B, 2 pe lângă A minus B trebuie să facă 0. Și termenul liber A plus B egal cu termenul liber de aici. Deci A egal cu B. Și egal cu 1 pe 2. Da? A egal cu B egal cu 1 pe 2. Așadar, aici am desfășurare, dar să spun în loc de A și de B, 1 pe 2 și 1 pe 2. Și mă întorc. Și o să spun că este egal, mai departe, odată ce am descoperit pe A și pe B, egal cu 1 pe 2. 1 pe 2 supra 2K minus 1. Minus 1 pe 2, pe lângă 2K plus 1. Și egal mai departe, 1 pe 2 scoate un factor comun, 1 pe 2, pe lângă 1 supra 2K minus 1, minus 1 supra 2K plus 1. Dacă aș duc la aceeași numitor, acum perfect, da. Va fi, se duce 2 cu 2, se duce și face perfect asta. Așa că voi continua sus. Egal cu limită, pentru n tinde la infinit, din sumă, de la k egal cu 1 până la n, din 1 pe 2, pe lângă 1 pe 2k minus 1, minus 1 pe 2k plus 1. Și egal mai departe cu limită pentru n tinde la infinit. 1 pe 2 este în fața sumei, ca și cum aș da în factor comun. Da. Constanta este în față, deci vine 1 pe 2. Sumă de la k egal cu 1 până la n din 1 pe 2k minus 1 minus 1 pe 2k plus 1. Și încep să desfășor, dându-l ca valori, și iată, obțin C. Egal cu 1 pe 2. Pe 2 pe lângă. În cau e 1, 1 pe 1. Vine 1 pe 1, minus 1 pe 3. Asta când K-ul s-a făcut că K egal cu 1. Plus, altă echipă.
1 pe 3 minus 1 pe 5 plus 1 pe 5 minus 1 pe 7 și mai departe plus puncte puncte plus 1 pe 2, 2 n minus 1 minus 1 pe 2 n plus 1 iar în față s-ar afla 1 pe 2 n minus 3 minus 1 supra 2 n minus 1. Da? Cu puncte puncte pe aici, da? Da. Și iată, 1 pe 3. Da, cu minus 1 pe 3. Minus 1 pe 3 cu 1 pe 3. Minus 1 pe 5 cu 1 pe 5, vedeți? Da. Chiar consecutiv sunt. Și văd aici că minus 1 pe 1 pe 2 e minus 1 cu minus 1 pe 2 e minus 1 duc. Toți se duc și rămâne doar 1 pe 2 egal cu, am trebuit să zic limită. Da. Limită. Pentru n timp de la infinit. Deci egal cu limită. Pentru n timp de la infinit din 1 pe 2 pe lângă 1 minus 1 pe 2 n minus 1 plus 1. Acum aceeași uitor și egal mai departe cu 2n. De 2n pe 4n plus 1. Deci 2n supra? 4n plus 1. Supra 2 pe lângă 2n plus 1. Da. De ce să nu înțeles? Că 2 cu 2 simplifică. Da. Da? Și facem final 1 pe 2. Gradile sunt egale, 1 pe 2. Da. Terminat. Alte chestii? Limită din sumă. Limită. Din sumă. E timp de la infinit. Din sumă. Din 1 supra. De la care am pus până la n, cred că. Din 1 supra. 3 ca minus 2, pe lângă 3 ca plus 1. Pe lângă 3 ca plus 1. Aici trebuie să facem tot așa, descompunem fracții simple. Dar dacă facem scăderea, ia să vedem. Deci 1 pe 3K minus 2 pe lângă 3K plus 1. Aș vrea să-l văd în două fracții, cu minus între ele. Aici să fie 3K minus 2 și aici 3K plus 1. Și când aduc la aceeași numitor, vine 3K plus 1 minus 3K plus 2, vine 3. Deci mi-ar dă 3 sus. Și atunci ar mai trebui 1 pe 3 în față. Deci 1 pe 3 pe lângă. Pe lângă 1 supra așa, minus 1 supra așa, da? Deci voi spune egal mai departe, ca să nu mai pierd timpul cu A și B, și da, ca același numitor, ați văzut, complet tot timp, da? Egal cu limită pentru n de la infinit din 1 pe 3 este chiar în față. 1 pe 3 sumă de la K egal cu 1 până la N, din 1 supra 3K minus 2, minus 1 supra 3K plus 1. Și-a drumul aceeași, nu a drumul aceeași, dar drumul la sumă, o desfășor, deci egal cu limită, pentru N de la infinit, din 1 pe 3, pe lângă. 1 supra 1 minus 1 supra 4 la fel. Da. Plus 1 supra 4 minus 1 pe 7. Că 3 ori 2, 6, 1, 7. 1 pe 7. Și mai departe plus puncte, puncte. 1 pe 3n minus 2 minus 1 supra 3n plus 1. Se reduc 2 câte 2 și face limită pentru n timp de la infinit din 1 pe 3 pe lângă 1 minus
3n supra 3n plus 1. Da. 3n supra 3n plus 1. 3 cu 3 se duce și face 1 pe 3. Dincolo a făcut 1 pe 2. Da. Aici păi era 1 pe 2 în față. De-a. Exact. Altă? Din sumă. Cât? Limită din? Din 1 supra. Dacă e egal cu 1 până la 1, din? 1 supra? K pe lângă K plus 1 pe lângă K plus 2. K pe lângă K plus 1 pe lângă K plus 2. Aici mă gândesc să fac așa. Iau de-o parte, 1 supra K lângă K plus 1 pe lângă K plus 2. Să gândesc două fracții. Una să aibă așa K pe lângă K plus 1 și cealaltă să aibă K plus 1 pe lângă K plus 2. Hai să iau 1 și 1, zic ce se întâmplă. De ce să aibă și K plus 1 acolo? Păi ca să, ca să fie numitorul comun K pe lângă K plus 1 pe lângă K plus 2. Că dacă luăm la K și K plus 2... Noi am crezut că facem mulțirea acolo și asta. Era diferență. Da? Diferența. Da. Și când ajung la ce ajutor, primul trebuie să amplific cu K plus 2 și cealaltă numai cu K. Da. K minus K să duci și rămâne 2. Deci aici e corect, e să-ți bag 1 pe 2 în față. 1 pe 2 de unde e chestia asta. Hai să ducem. Deci egal cu limită pentru n tind de la infinit din 1 pe 2, nu? Sumă de la k egal cu 1 până la n din din 1 supra k pe lângă k plus 1 minus 1 supra k plus 1 pe lângă k plus 2. Păi, acum, dacă desfășor, cât merge? Ia să uite. Deci egal cu limită pentru n tind de la infinit, din 1 pe 2, pe lângă 1 supra 1 ori 2 minus 1 supra 2 ori 3, nu? Da. Plus, asta când ca au fost făcut 1. Plus 1 supra 2 ori 3 minus 1 supra 3 ori 4 când K a fost făcut 2 plus mai departe plus puncte puncte plus 1 supra n pe lângă n plus 1 minus 1 supra n plus 1 pe lângă n plus 2. Dacă n-am dat drumul la cameră, da, e dat drumul. Da, să duc 2 către 2 și va face egal cu limită pentru n tind de la infinit din 1 pe 2 pe lângă 1 pe 2 minus 1 supra n plus 1 pe lângă n plus 2. N-a vrut să mai aduc la aceeași lucru pe fiind. Trec la limită în bucata asta. Asta duce la 0 și face 1 pe 2, 1 pe 2, face 1 pe 4. Da? Nu pe pac. Să vedem o altă limită. Deci limită din sumă. Limită din sumă la K egal cu 1 pe la N din 1 supra N pătrat plus K. 1 supra N pătrat plus K. Asta e specialist. Ți vezi spate specialist aici. Andreea. M-a văzut Andreea? Cum facem la suma asta?
Cau e cuprins între unul și el. A, da, da, da. Deci mergem de la cama cuprins între unul și el. Și adunăm un da, că era așa, caut la un el. Și adunăm un ambii membrii un el pătrat ca să construim un viitor. Da? Și urmează 1 plus n pătrat, mai mic decât k plus n pătrat, sau n pătrat plus k, care e mai mic decât n pătrat plus n. Scriem invers. Întoarcem câțiva numitori. Deci vine 1 supra n pătrat. 1 plus n pătrat. Mai mare sau egal decât 1 pe k. N pătrat plus K. Mai mare egal decât 1 supra N pătrat plus N. N pătrat plus N. Schimbăm invers în ordinea asta. 1 pe N pătrat plus N. Mai mic egal decât 1 supra N pătrat plus K. Mai mic egal decât 1 pe 1 pătrat plus N. Sumă, că văd că e sumă, da. Treci la sumă și vine sumă de la K egal cu 1 până la N din 1 supra N pătrat plus N, mai mic egal decât sumă de la K egal cu 1 până la N din 1 supra N pătrat plus K, care mai mic egal decât sumă de la N egal cu 1 până la de la K egal cu 1 până la N, din 1 supra N pătrat plus 1. 1 pe N pătrat plus N și 1 pe N pătrat plus 1 n-are contor, n-are pe K, ce sunt factor. Deci vine 1 supra N pătrat plus N, sumă din 1, adică 1 plus 1 plus 1 la N, face ori N. Da? A rămas 1 aici. Da, sumă din 1, de câte ori la 2. Din 1. Deci faci N. Deci pun N aici. N supra N pătrat plus N. Mai mic egal decât sumă de la K egal cu 1 până la N din 1 supra N pătrat plus K. Care e mai mic egal decât 1 pe N pătrat M pe L supra N pătrat plus 1. Tot așa e chestia. Da. Și acum trec la limită în egalitatea asta. Și va urma, limite de stâng. Am construit și rumă de oran și rumă joran, da? Clește din lucrează acum. Da, da, da. Da? Și am două timp la zero. Deci vom avea limită din tangentii de la infinit din N supra N pătrat plus 1. Mai mic egal decât limită tangentii de la infinit din sumă de la K egal cu 1 până la N din 1 supra N pătrat plus K, mai mic egal decât limită infinitii de la infinit din N supra N pătrat plus N. Și asta face 0, stânga dreapta 0, deci înseamnă că limită pentru N de la infinit din 1 supra N pătrat plus K este egal cu 0. Terminat de ești. Alto? Limită din sumă. Din sumă, de la K egal cu 1 până la N, din? 1 supra 2 la N plus 3 la K. 2 la N plus? 3 la K. 3 la K. Hai să vă arăt, cine, dați o idee. Cum facem acolo? Tot așa ar face. Deci K-ul e cuprins între 1 și N. Rezultă de aici că 3 la 1 e mai mic egal decât 3 la K,
mai mic egal de 3 la n. Adunăm membre. Sigur că da. Adunăm un anumit membre plus 2 la n și apare 3 plus 2 la n mai mic decât 2 la n plus 3 la k, care mai mic egal decât 2 la n plus 3 la n. Dar întoarcem, că așa este, la numitor. Deci apare că 1 pe 3 plus 2 la n mai mare egal. Se schimbă în sensul negativ. Mai mare egal decât 1 supra 2 la n plus 3 la k, care e mai mare egal decât 1 supra 2 la n plus 3 la n. Schimb în ordine invers, că așa îmi place mai mult. Deci 1 supra 2 la n plus 3 la n mai mic egal decât 1 supra 2 la n plus 3 la n mai mic egal decât 1 supra 2 la n plus 3. Sumăm. Și vine, este în față n supra. Da. N supra 2 la n plus 3 la n mai mic egal decât sumă de la k egal cu 1 numai n din 1 supra 2 la n plus 3 la k mai mic egal decât sumă decât n supra deodată 2 la n plus 3. Facem limite și... Limite, da. Ăsta la e mai mare egal decât n supra 2 la n. E mai mare sau e mai mic? Nu. Deci eu vreau să fie mai mare ca să mă duc în sensul ăsta. Dar nu e mai mare că am renunțat la numitorul ăsta, dar și nu, nu e corect. Hai să fac altfel. Cum e 2 față de 3? 2 este mai mic decât 3, da? Atunci, rezultă 2 la n e mai mic decât 3 la n, da? Dacă adun în ambii membri un 3 la n și în stânga și în dreapta, rezultă că 3 la n, hai să zic așa. Deci adun 3 la n deocamdată. Și deci rezultă că 2 la n plus 3 la n e mai mic egal decât 2 ori 3 la n. Nu era mai mic simplu? E mai mic strict, sigur. Strict. Așa. Și întorc aici și vine 1 supra 2 la n plus 3 la n este mai mare decât 1 supra 2 ori 3 la n. Adică scris invers, ar fi că 1 supra 2 ori 3 la n este mai mic, nu așa vine? Da. Mai mic decât 1 supra 2 la n plus 3 la n. Așa îmi place asta. Da. Asta e minora bun. Deci eu să spun că este mai mic strict decât 2, 1 supra 2 ori 3 la n. Da. 1 supra 2 ori 3 la n. Adică n. Bun. Că se mulțim cu n aici. N ori 2 2 supra 3 la n. E bine. N supra 2 ori 3 la n. N-am mai spus pe n, da? Am opus și gata asta. Da. Supra la 4. Sunt continuu. Nu știu ce. Nu știu cum mai pot rezista. Trecând de la o etapă la alta. Așa. Să vedem, sper că mai rezist.
Da? Mai stau un pic de vorbă cu voi, ca să un pic jos de picioare, așa de ost. Da. Că nu e ușor deloc nici la pitici. Da, foarte, foarte dificil. Da, un băiat bun este Alex, da. Faci foarte bani, schimbând un centru de atenție de la alta. Un băiat bun numai că trebuie să muncească mai mult. Spunea că nu mai acordă așa atenție pentru că el vrea să meargă la medicină. Da. Și un băiețel din clasa 10-a, eu am fost profesor tatălui și acum, iată, elevul. Și mi s-a mai întâmplat de mai multe ori chestia asta. Cei de la Moinești am fost multora profesori. Tatăl lui am fost chiar profesor și am avut pregătire cu el. Da. Era la alt liceu, mari două licee sunt în Moinești, ala de petrol și ala teoreticul de mai multă vreme, mai cu tradiție. Știi ce facem? Scrim acum chestia asta. Asta, asta și asta. Dar aici aș putea să spun că dacă renunți la 3, fracția se mărește. N supra 2 la n. E adevărat asta. Ia gândiți-vă. Da, păi... Dacă e numitorul mai mare, fracția... Se împarte mai multe ori. Da, se împarte mai multe ori. Deci e bine cum asta. Da. Iată cât la ce am ajuns acum. N supra 2 ori 3 la n. E mai mic egal decât sumă de la K egal cu 1 până la N, din 1 supra 2 la N ori 3, plus 3 la K, nu așa? Da. Care e mai mic egal decât N supra 2 la N. Mai mic egal, dar chiar strict aici este. M-am dus, am făcut majorare aici, o am strictă, nu? Uitați, e strict aici. Da. Și acum, să trec la limită, cele două inegalități. Am un șir minorant, un șir majorant, poate am baftă, duc am două la zero. Bunul simț îți spune că duci la zero, da. Dar bunul simț matematic. Însă eu nu pot apela, să scriu acolo, datorită bunului meu simț matematic, se întâmplă așa. Trebuie să fac asta. Se vede că crește mult mai repede numitorul, da. Apropo de bun simț. Însă, mă gândesc să fac limita, eu am de făcut limita asta, limita, pentru n tinde la infinit, din 1 pe 2 pot să scot în față, 1 pe 2, n supra 3 la n. N supra 3 la n. Și aici, zice așa, ori de câte ori ai limita unei fracții. Și dacă ești necăjit, adică nu știi să dai un răspuns corect, interesează-te tu să vezi dacă la numitor este un șir monoton crescător, nemărgine superior. Și este. Ăsta 3 la n, se duce la infinit. E crescător, nemărgine superior. Atunci ai limita raportului. Nu, limita xm plus 1 minus xm supra este formula aceea, da? Deci egal mai departe cu 1 pe 2, limită pentru n timp de la infinit, din n plus 1 minus n, asta, asta este xn, dacă vreți, n1. Da. Vine xn plus 1 minus xn. Supra, asta este yn. 3 la n plus 1. 3 la n plus 1. 3 la n plus 1 minus 3 la n. Și va fi 1 pe 2. 1 pe 2, limita. 1 pe 3, îl scoatem pe 3 la n plus. Da, 3 la n îl scoate un factor comun, 3 la n, pe lângă 3 minus 1, adică ori 2. Da. Ei, și asta nu mai cabe de spus. Asta este 0, că este 1 pe 3, tot 1 pe infinit face 0. Așa v-am arătat. Bunul simț la care vreau să apelez, se justifică de ce l-aveam. Limita asta este 0, la fel și asta este 0 și asta este 0. Deci ăsta se duce la... Deci de acolo puteți să scrieți așa că limită. Limită pentru n tinde la infinit din n supra
2 ori 3 la limită, egal cu limită pentru n timp 0 la infinit din n supra 2 la n și egal cu 0. Și atunci rezultă că cea șirul care e prins în mijloc e tot 0. Deci limită pentru n timp de la infinit din sumă și la k egal cu 1 la n din 1 supra 2 la n plus 3 la k. Suma asta este, limita asta este tot 0. Terminat. Trebuie să-mi împart timpul altfel. Nu pot resta 6 ore continuu. Trebuie să fac și o pauză aceea, măcar 10 minute la schimb dintre două ședințe. Adică 5 minute măcar, 5. Mai e, mă joacă. Așa. Să vedem altă exercițiu. Da. Știi ce-i în mintea pe acum? Măi, mai mulți? Da. Sunt sincer, da. Când mă gândesc că nu mai ierți, mi-am făcut doar altul, mă spun la 11. Da. Zi. Limită. Limită. Din paranteză. Din. Paranteză radical. Din 4n pătrat. Ai terminat cu sumele, da? Da. 4n pătrat. Plus 3n. Da. Minus n în afară radicalului. Da. Asta. Supra. Da. Supra. Deci limită dintr-o fracție, da? Da. Supra radical. Din n pătrat plus 3n plus 4. Totul la n. Totul pare la n. Am făcut pe asta la n. Nu, atunci vedem 1. Hai să vedem dacă suntem la 1 la infinit. Să vedem. Deocamdată nu știm sigur. Nu ne putem aventura să facem chestia asta. Păi și am întrebat, dacă nu ne rețin... Dacă nu ești în 1 la infinit, nu faci nicio. Păi ce facem, asta zic? Păi trebuie să facem limita asta, să vedem dacă facem la bază 1. Păi și dacă nu facem 1, ce faci? Atunci faci 2 la ceva, la infinit, și faci infinit. Faci 1 pe 2 la infinit și faci 0. Deci problema este să vezi dacă te duci în cazul 1 la infinit, nu te apuci repede și atunci cazul 1 acolo. Numai dacă asta faci 1. La bază. Da. Hai să treabă. Ce părere ai? Cum propui? Vedeți dacă faci 1. Păi să facem de sub radical. Așa. N pătrat care este n. Și va fi n pe lângă radical din 4. 4. Așa. 2. 2 minus 1, 1. 1. Supra 1. 1. Că aici scoatem tot așa, n, deci e 1, gata. Da. Și acum dacă e 1, gata, dăm drumul la numărul da. N. Deci egal cu 1. Spunem că e egal cu 1 la infinit, da? Determinarea aceea. De aceea îți permiți să te apuci de numărul e egal mai departe, cu limită pentru n timp la infinit, din 1 plus fracția, adică radical din 4n pătrat, 3n plus 1 minus n, minus radical din... Radical din n pătrat plus 3 n. Plus 2 n, parcă. Plus 3. E 3 aici? 3 n, da. 3. 3 n. 3 n. 3 n plus 4. Supra radical din n pătrat plus 3 n plus 4. La puterea invers a fracției, radical din... n pătrat plus 3n plus 4, totul supra radical din 4n pătrat plus 3n plus 1 minus n, minus radical din n pătrat plus 3n plus 4. Înmulțit, recunoaștem că a pus-o noi, nu? Da. Cu radical din 4n pătrat plus 3n plus 1
minus n, minus radical din n pătrat, plus 3n plus 4, supra radical din n pătrat plus 3n plus 4, ori n. Da. Da. Până aici, fata asta, e numărul fie, deci va fi egal cu e la puterea, limite pentru n din zona infinit, din linii de fracții, ne pe lângă, da? Ne pe lângă radical din fapte e pătrat plus 3n plus 1 minus n minus radical din n pătrat plus 3n plus 4 supra radical din n pătrat plus 3n plus 4 și egal mai departe cu facem de supra n pătrat, variezi n. Și da. Multiplu n va fi n pătrat. Și jos un n și face infinitul 0. Că aș vine 2 minus 1 minus 1. 2 minus 2 face 0. Infinitul 0 pe astfel sens. Deci avem de lucru. Era de așteptat că s-a mutat necazul. Unul la infinit s-a mutat acum sus. Da? Deci n-am scăpat de situația dificilă, prin manevra aceea. Am schimbat necazul. Să încercăm ca în paranteza aia să scriem cu dar la conjugat mă gândesc la ce conjugat, că avem 3 acolo. 1, 2, 3, da? Păi să încercăm să scriem pe minus n ca minus 2n plus 1 și minus 2n să-l ducem la primul radical și minus 2n plus n. Minus 2n plus n, da. Și al doilea n să-l ducem la al doilea radical. Deci minus 2n plus n. Aș face minus și cu minus 2n să-l băgăm la primul radical și n-ul acela la al doilea. Să facem echipe de două. Două limite. Da. Înțelegi ce-o zicea? Cum a zis așa? Da, că minus n ăla să-l privim ca fiind minus 2n plus 1n. Și minus 2n cu primul radical, care radical e 4n pătrat și se leagă bine acolo toți. Se mută în două limite. Da, cred că e ideea bună. Zicem, egal cu e la limită pentru n tinde la infinit din n pe, n pe lângă hai să zic așa, radical din 4n pătrat plus 3n plus 1 minus 2n supra radical din n pătrat plus 3n plus 4 o limită plus cea de-a doua limită. Atenție că aici am avut minus 2n plus n, da? Da. Deci vine plus limită pentru n tind de la infinit din n-ul ăsta care l-am avut aici în față. Că nu o să duce la amândouă. Da. N-ul ăsta, pe lângă, n minus... N-ul ăsta care... N minus radical. Da. N minus radical din n pătrat plus 3n plus 4. Supra radical din n pătrat plus 3n plus 4. Și egal mai departe. Cu. Am uitat să mai scriu el, la, sau l-am scris? Nu, l-am scris. L-am scris. Și o să zic egal cu el, la limită pentru n timp de la infinit din n linii de fracții, 4n pătrat, 4n pătrat plus 3n plus 1 minus 4n pătrat. Sper că ați înțeles ce. Ca A minus da, B, plus A plus B, B e
Deci am scris rezultatul 4 n pătrat supra radical din n pătrat plus 3n plus 4 pe lângă a plus b. Adică radical din 4n pătrat plus 3n plus 1, nu? Plus 2n. Plus limita a doua, limita pentru n tinzând la infinit, din nu, n pătrat minus n pătrat minus 3n minus 4, nu? Totul supraradical din n pătrat plus 3n plus 4. Și mulțit aici cu, sigur că da, cu radical, n plus radical din plus 4. Și egal mai departe cu e la limită. E la limită pentru n tind de la infinit. Pătrat cu 4n pătrat se reduc. Și este 3n pătrat. Sau dacă vrei să ai scoate pierd ca să mergi în pătrat. Și n pătrat pe lângă 3 plus 1 pe n. Jos. Scoatem un n de aici și cu un n de aici. Și face tot n pătrat. O radical din 1 plus 3 pe n plus 4 pe n pătrat pe lângă radical din 4 plus 3 pe n plus 1 pe n pătrat și plus 2. Da. B pe n. 2 pe n. Deci 2 pe n. Că a scos un n din colo până acolo. Da. Aici au avut 2 n și am scos pe n. Plus 2, simplu. Plus limită pentru n tind de la infinit din n pătrat cu n pătrat să reduc. Scoatem un n de aici și face n pătrat pe lângă minus 3 minus 4 pe n. Da. Am scos aici un n. Apoi, și, tot... și jos facem aceeași, tot n pătrat va fi, că de aici un n și pe acolo un n. Și face radical din n pătrat plus, nu n pătrat, 1 plus 4 pe n pătrat pe lângă 1 plus radical din, deci radical din 1 plus 3 pe n plus 4 pe n pătrat și egal acum cu e la puterea. Cred că facem treaba, de acum trecem la limită și face 3 sus supra 1 mulți cu 2, 2 plus 2 2 plus 2, 4 4 ori 1, 4 cealaltă limită cred că minus 3 dă minus 3 minus 3. Deci minus 3 supra jos 2 nu, e 1 ori 1. 1 plus 1. 2 ori 1. 2. Supra 2. Și egal cu e la puterea. Minus 3 pe 4. Aduc și mai aici, amplificăm cu 2. Și face... 3 minus 6. 6 minus 3 pe 4. La minus 3 pe 4. Asta ar fi e la minus 3 pe 4, care înseamnă 1 pe... e la 3 pe 4, dacă vrei. Dar se lasă așa. Da. E la minus 3 pe 4. Hai să mai vedem o dată, să mai repetăm o dată ce a fost în exercițiul ăsta, că s-a lucrat destul de mult. Păi, prima dată am fost dat dacă este 1 la infinit, cea de la deci trebuia să vedem dacă e 1 la infinit. Așa, deci 1 la infinit, după care... Am adunat și am scăzut 1. Am adunat și am scăzut 1 și... numărul e, a apărut momentul acela. Unde a fost momentul de derută? Când am
scris pe minus n. Ala a fost momentul când pe minus n l-am văzut ca minus 2n plus n. Da. Numai așa. Ești să rupem două limite și la fiecare conjugată și gata. Da? Trei momente au fost. Mai întâi să vedem numărul e. Nu mecanic facem chestia asta, deci după ce vedem. După care construcția, numărul e, ruperea în două limite, după ce m-a durat, am scris pe minus n ca fiind minus 2n. Dar de ce minus? De ce n-am zis minus 5n? Sau 5n minus, minus 5n plus 4n. Nu, pentru că am avut radical din 4n acolo, 4n pătrat, care făcea 2n. Da. Și de ce l-am scris ca 2n, minus 2n plus n? Da. Bine.